Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Astăzi suntem în căutarea stării de bine și vom vorbi despre psihosexualitatea copilului. Și am alături de mine două prietene foarte bune, care în primul și în primul rând sunt mame. Și bine ai venit, Dana Tudor, care este jurnalist, și Clementina Anghelache, care este publisher Psihologii și datorită căreia avem revista Psihologii din nou în România. Mulțumesc frumos că ați venit astăzi și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord, ce părere aveți despre a introduce în școli ore despre sexualitate, despre psihosexologie. Bun găsit, mă bucur să fiu alături de voi. Iată, Psihologii ne reunește încă o dată. În demersul nostru educativ, fie că e vorba de orice alt domeniu, noi suntem acolo. Vă mulțumesc că sunteți și ne urmăriți. Bună ziua tuturor! Ce pot să spun despre asta? Cred că un astfel de demers este un demers, dacă vrei, strategic. Deci, eu l-aș fi privit cumva de la viziune. Cred că de asta și iscat atâtea controverse. Și nu a fost bine primit. Mărturisesc că știam că o să mă întrebe. Asta e singura întrebare despre care știam că o să mi-o adresez. Și am stat un pic și m-am gândit de ce nu a funcționat și dacă ar fi totuși un demers binevenit. Ar fi dacă am ști de ce îl facem, dacă ne-am aliniat la niște obiective, dacă am ști unde ajungem. Părinților, facem așa și iată cum va arăta viitorul vostru, al copiilor, al nepoților voștri. Dacă acest lucru nu ne insuflă o viziune a viitorului, așa cum este de fapt în orice alt domeniu, nu cred că are cum să funcționeze. Pentru că întotdeauna vor apărea toate acele frici la schimbare, care sunt inerente. Acele păreri personale care nu ne pot alinia la o direcție comună spre care să mergem. Și atunci au fost... Nu am urmărit cu multă atenție discuția asta din spațiu public, însă atâta vreme cât nu au ajuns la mine, cred că nu au fost făcute sau nu au fost făcute suficient. Da, un astfel de demers este binevenit dacă ne dorim ca societatea noastră să arate altfel. Dacă ne dorim să continuăm așa cum a fost până acum, putem cu el sau fără el. Dar dacă vrem să se schimbe lucrurile în direcția asta, și eu cred că vrem și e binevenit, atunci da, însă făcut cu o argumentație foarte puternică, care să ne inspire, să ne mobilizeze și să susținem un asemenea demers ca părinți. Asta e părerea mea. Și bine, acum în natura noastră umană, dacă noi nu avem suficiente informații, venim și înflorim, aducem noi de acasă, ca să zic așa, diferite păreri despre ce ar presupune astfel de cursuri și atunci poate că tendința ar fi să se respingă. Chiar de dimineață discutam cu cineva care spunea că are o prietenă în Australia și că acolo se promovează foarte mult homosexualitatea și că de fapt asta ar fi scopul unor astfel de ore și din punctul meu de vedere nu cred că despre asta este vorba. În primul rând ar trebui să vorbim despre imaginea corpului, cunoașterea propriului corp, despre iubire, despre partea de relaționare și normal că dacă nu avem informații o să credem că astfel de cursuri se vor duce într-o direcție care poate nu este utilă din punct de vedere psihic pentru copilul nostru. Deci da, într-o primă fază ar trebui să înțelegem de fapt ce ar presupune o educație psihosexuală a copilului. Pentru tine, Clementina, cum ești raportată la acest subiect? Cred că e mai puțin important cum sunt eu personal raportat la subiect, pentru că aici fiecare vine cu experiența lui, cu propriul sistem de a gestiona relația cu copilul, viziunea proprie despre educația copilului și
așa, ce pot să mărturisesc personal, pentru mine a venit cu o presiune de a deschide subiectul cu copiii mei, poate un pic mai devreme decât mi-aș fi dorit sau îi consideram eu pregătit să fie, pe fondul unei lipse de informație pentru părinți, în ce constau aceste ore, care este ritmul, de unde pornește informația, de la ce vârstă, deci în continuare nu știm la ce vârstă copiii vor fi supuși și căror informații. Și aici cred că undeva mai multă discuție în spațiu public ar fi fost necesară, în care să se audă mai multe voci. Așa, discuția a rămas undeva foarte superficial, în care până la urmă nimeni nu a înțeles despre ce este vorba. Pentru că, fiind un subiect sensibil, foarte ușor să fie acaparat de diverse părți care au interese pe care este normal ca fiecare, nu știu, fiecare asociație să-și apere interesele și viziunea, dar nu pe, cum să zic, pe socoteala unor copii și al modului în care ei vor fi expuși la un anumit tip de informație. Eu cred că e nevoie de mult mai multă educație a părinților și a profesorilor, pentru că până a le face copiilor educație sexuală sau educație ore pentru sănătate, ok, așa, cred că sunt foarte mulți părinți și profesori care ar trebui să urmeze niște cursuri specifice. Pentru că nu știu dacă e echilibrat, îi dai copilului informație, iar el se duce ulterior acasă unde părinții au altă viziune sau nu discută despre subiecte, copilul nu este pregătit emoțional să gestioneze astfel de conflicte. Și atunci, evident, da, eu sunt pentru educație în orice formă, sunt pentru o educație care să ne asigure că creștem adulți sănătoși și fizic și emoțional, și cred că problema este mult mai complexă. De asta m-a bucurat foarte mult seria de workshop-uri pe care ai lansat-o și mă bucur că a avut succes și că o vom relua în luna noiembrie, pentru că este nevoie ca părintele să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul lui, când apare sexualitatea, de ce apare atât de devreme, pentru că uneori nu percepi, adică ți se pare copilul e un fel de îngeraș care ți-a fost trimis în grijă și sexualitatea apare eventual, nu știu, după ce se căsătoresc copiii. De dorit. Așa, într-o zonă în sensul în care, într-o zonă de adult în care tu nu mai ai impact și responsabilitate. Și de fapt nu este așa, pentru că de când ne naștem suntem înzestrați cu toată constituția fizică, emoțiile atașate diverselor gesturi cu siguranță apar, și aici aș fi eu foarte curioasă să ne povestești tu de unde ar trebui să începem partea asta de educație sexuală, când începe sexualitatea copilului, ce se întâmplă cu el, ce ar trebui să știe părinții. Da, acum, dacă vorbim despre sexualitate în plenitudinea acestui cuvânt, nu ne raportăm strict la actul sexual, ci la creșterea armonioasă emoțional și psihică a copilului. Deci, practic, este din momentul în care este în contextul nostru și cum îi vorbim persoane, pentru că dacă după aceea ne transferăm în actul sexual de mai târziu, dar cum vorbesc cu partenerul meu, ce atitudine am față de partenerul meu până ajung la momentul de intimitate. Deci este vorba despre relația pe care mi-o stabilesc cu cei din jurul meu și pe copilul, învățând pe de la început despre relaționare sub o formă sau alta, fie că țin în grață, fie că îl alătăți, fie că îi vorbesc pentru un anumit fel. Și ba mai mult când îl îmbăiem, da? Sunt părinți care au pus problema chiar în cadrul webinarilor pe care le-am organizat și împreună cu revista Psihologie pe tema aceasta și care au fost webinari dedicate părinților. Tatăl își punea problema, ok, eu am o fetiță pe care trebuie să o spăl, trebuie să-i ating diferite de părți ale corpului, organele genitale, ce fac? Mai spăl, nu mai spăl, este corect, nu este corect? Adică sunt lucruri destul de delicate care au nevoie să fie adresate. Iarăși, anumiți copii sunt bruscați fizic și sunt obișnuiți într-un anumit fel de a fi atinși, de a fi
de a fi tratați la nivel corporal. Astea sunt lucruri care au nevoie să fie discutate încă de când copilul apare în, în viața noastră. Nu înseamnă că vorbim despre a face sex cu copilul, ci cum ne tratăm copilul ca pe el să le învățăm mai departe să, să lucreze, să relaționeze cu, cu cei din jur. Deci tot ce facem noi ca, ca părinți încă din primii ani de viață se va reflecta mai departe în sexualitatea copilului, în stilul de relaționare cu, cu partenerul de viață și nu numai. Deci, și pentru că menționai mai devreme ideea aceasta ca educarea mai degrabă să se facă a părintelui, nu știu cât de mulți adulți sunt deschiși să li se facă educație în direcția asta sexuală, însă am văzut că există multă deschidere dacă le punem problema, uite ce ai avea tu de făcut cu copilul tău, cum îi restricționezi poate accesul la diferite informații, cum îi explici tu din perspectiva ta. Nu există, nu există așa informații, știi tu ca părinte trebuie să faci X, Y și Z, dar tu măcar ca părinte să-ți dai seama, eu cum privesc sexualitatea? Sunt deschisă, nu sunt deschisă? Ce informații am primit? Ce mi-ar fi plăcut să primesc ca informații, ca să previn poate? Că aici sunt multe situații prin care și noi, ca, ca femei, poate că am fost tratate într-un anumit fel din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional. Adică, întâi ar trebui să pornească părinții în a, auto, să, a se autoreflecta cu motivația că în felul ăsta vor putea să-și ajute mai departe copilul. Adică nu neapărat despre propria sexualitate, cât să știe cum să trateze copilul mai, mai departe și să-l învețe pe, pe el. Și da, sunt de acord că părinții întâi ar trebui să fie, să fie educați, profesorii și după aceea elevii. Dar asta însă pune problema creării unui sistem educațional diferit. Și da, aici chiar aș vrea să menționez o carte care apare luna aceasta la editura 3, a lui Mark Brackett. Cartea se numește Dă-ți voie să simți. Este o carte tulburătoare care pornește de la experiența personală a autorului în prezent psiholog și cercetător și care are obiectivul de a schimba sistemul educațional prin introducerea inteligenței emoționale la vârste foarte mici. Și de asta am pus și problema pe cine educăm, pentru că el merge foarte mult pe ideea de lucru, în primul rând, un program pentru profesori, profesorii, ei fiind în acel spațiu dedicat învățării pe care noi numim școală, fie că el este virtual sau fizic, este o persoană de la care copilul se așteaptă să învețe, deci cumva aceste argumente susțin ideea de introducere a educației sexuale în școli, pentru că acolo copilul, deși mă rog, și aici în zona de educație lucrurile sunt discutabile, dar este un spațiu în care știm că mergem să învățăm și toată lumea acceptă, la școală mergi ca să înveți lucruri care să-ți folosească în viață. Evident, rolul părinților în educația copilului nu, nu se diminuează, nu este transferat școlii și cumva ideea aceasta de a merge să înveți și acolo să ai ore despre toate lucrurile cu care te vei ciocni în viață este o idee foarte bună. Ideea lui este de a implica profesorii și de a crea programe pentru profesori care să-i ajute ulterior pe copii să își exprime mai bine emoțiile. Și desigur, aici nu trebuie să ignorăm faptul că foarte mulți copii sunt ținta atacurilor și abuzurilor sexuale. De multe ori lucrul ăsta se întâmplă fără ca părintele să aibă posibilitatea să observe, tocmai pentru că este un lucru foarte intim, complex din punct de vedere emoțional și mare parte a studiilor arată că atacatorii de obicei sunt persoane care sunt în anturajul apropiat al copilului și atunci toată dinamica aceasta de comunicare cu copilul este, este importantă. Și aici, hai să o luăm așa, ca să, deci eu simt un pic nevoia să clarificăm câteva aspecte. Ok, începem
încă din, cum se cheamă, încă din perioada prenatală. Care ar fi primele lucruri pe care ar trebui părinții să le știe despre, să zicem, din momentul în care afli că o să ai o fată sau un băiat, pentru că acum nu mai este la momentul nașterii, ci la, nu știu, 6-8 săptămâni când se, sau nu mai știu câte săptămâni când poți să vezi la ecografie. Da, până la urmă, apropo și de diferențele de gen care există și care imprimă, iarăși din punct de vedere și sexual, dar și din punct de vedere cum relaționezi tu cu tine și cum ești tu față de propria ta imagine. Și știm goana aceasta a părinților prin magazine, hai să iau albastru dacă este băiat, să iau roz dacă este fată. Cred că trebuie să lăsăm un pic stereotipurile acestea deoparte, pentru că asta nu face decât, dacă mergem pe calea asta a stereotipurilor, e ca și când trasăm o cale care are niște limite și noi, în loc să îi lăsăm copilului posibilitatea să se dezvolte, să-și aleagă el ce culoare își va dori mai târziu, să nu ne cramponăm într-o anumită culoare, într-o anumită nu știu, anumite jucării pe care le alegem, să le lasă să exploreze, inclusiv dacă este fată, să aibă jucării care poate să construiască, și băiatul poate să aibă nu neapărat păpuși, dar chiar și păpuși în cameră, adică să există o varietate din care copilul să poată să aleagă și să se joace, pentru că în felul ăsta tu i-ai deschis din start perspectiva unor orizonturi larg deschise și vedeți cum am fost noi poate crescuți în copilărie, nu faia, nu te uita, tu ca fată nu ai voie să te uiți la băieții, tu ca băiat din potrivă, trebuie să ai cât mai multe fete, da? Deci de mici noi învățăm în aceste stereotipe și mai bine să le lăsăm să poată să exploreze, să le lăsăm aceste oportunități. Deci în prima fază este fix această alegere, să nu mai fim atât de, să nu ne lăsăm atât de constrânși. Și apoi cum vorbește și psihanaliza despre diferitele stadii psihoemoționale prin care trece copilul și prin care se dezvoltă, de care e foarte important să ținem cont în primii ani de viață. Dar este stadiul oral. Știm foarte bine că atunci când s-au născut copiii, duceau tot felul de obiecte la guriță, pentru că asta în primul an de viață, ei sunt foarte focusați pe a cunoaște lumea din perspectiva asta. Duc totul la gură pentru că așa ei cunosc ce este în jurul lor. Ține de sexualitate și povestea asta, dar numai ține de dezvoltarea lor emoțională. Și ați văzut că sunt unii părinți care, în momentul în care copilul începe și plânge, da, e foarte supărat, și ce face părintele? Îi dai suzeta, da? Asta nu faci decât să-l stimulezi tu, vii tu ca părinte și îl stimulezi tu în plus la nivelul acesta al algoritmului, când ar trebui să-l lași să își exprime emoțiile, că nu este nicio problemă cum copilul își exprimă emoțiile. Mai degrabă stăm noi ca părinți un pic liniștiți, relaxați, pentru că noi avem o comunicare non-verbală cu copilul nostru. Știm asta de când ne-am născut copiii. Când suntem foarte agitate, nu înțelegem ce vor copiii. Dacă suntem foarte liniștite, putem să înțelegem ce vrea copilul. Și atunci, în loc să stau să-l stimulez, pentru că asta ce ar face? Dacă eu îl stimulez la nivelul gurii, punându-i suzeta, când va fi mai mare, va da în mâncat compulsiv, alcool, țigări și alte elemente, comportamente care nu îi sunt lui utile pe termen lung. Da, pe mine ca părinte mă deranjează că face chestia asta, că gură ca din gură de șarpă și hai pune-i suzeta sau dă-i niște lapte, dă-i un pic de sân, hai să se liniștească, copilul. Deci trebuie să avem grijă de toate etapele acestea. După aceea este stadiul anal și sunt toate celelalte stadii. Deci măcar trebuie să cunoaștem toate aceste stadii și să ne comportăm ca atare și să înțelegem că nu sunt ok stimulările. Când ajungem în stadiul anal, atunci este faza la 2-3 ani în care vrem neapărat să ducă la oliță, neapărat să aibă copilul autonomie. Nu trebuie să-l lăsăm în ritmul lui, pentru că iarăși nu, dacă facem noi pentru el și impunem noi niște lucruri, atunci ajunge să aibă niște probleme de personalitate, de comportament, de relaționare cu ceilalți. Deci, dacă e să recapitulez față de ce am spus până acum, vorbim de stereotipuri vis-a-vis de diferențele legate de gen, unde ar fi bine să lăsăm lucrurile cât mai relaxat, apoi să cunoaștem aceste stadii de dezvoltare și să-i ajutăm pe copiii noștri să meargă în ritmul lor, nu să le impunem niște lucruri, pentru că se vor
se vor reflecta atât în partea de relaționare cât și în propria sexualitate. Sau, de exemplu, le spunem tot timpul, nu mai fă aia, nu mai testa aia, nu mai cunoaște aia, dar, pentru că ei testează tocmai ca să cunoască lumea din jur. Dacă eu l-am limitat, îl voi limita și în propria sexualitate, îl voi limita și în relațiile pe care le vor avea de cuplu. Sunt foarte multe elemente de care poate nu suntem conștienți așa în viața de zi cu zi, dacă nu avem cât de cât niște minime informații despre care vorbeam mai devreme. Da? Deci sexualitatea nu este egal cu actul sexual. Sexualitatea, vorbim de o zonă oarecum mult mai extinsă. Am o întrebare care poate nu are legătură cu subiectul, dar mi-a stârnit cumva curiozitatea gândindu-mă la momentul în care afli. Faptul, reacția pe care o au părinții și mai ales mamele, apropo de faptul va avea o fată sau va avea un băiat, influențează sau are vreun impact, de exemplu, dacă e o mamă care nu-și dorește să aibă băiat? Oh, cu siguranță. Și în momentul în care afli, e băiat, deja te gândești cum o să te descurci sau îți activezi alte... Din păcate, doar gândul acesta de cele mai multe ori poate să determine diferite comportamente și da... Noi, având această comunicare dincolo de cuvinte, deci am simțit că nu-mi doresc băiat, eu îi transmit fără să vreau, pentru că copilul nu înțelege neapărat cuvântul, dar simte că eu am așa un fel de reținere. Da? Reținerea se va simți inclusiv la nivel de corp. Dacă se simte la nivel de corp, atunci inclusiv pântecul va simți această reținere, această contractură. Și apoi când se va naște copilul, poate că mai mi-aduc aminte sau poate nu mai mi-aduc aminte, dar din păcate copilul chiar poartă în el această informație și am văzut de foarte multe ori în terapii femei, da? Deci ajuns la vârsta de 40 de ani, 50 de ani, care își aduc aminte că tatăl lor, de exemplu, le-au tratat ca pe niște băieți, le-au învățat tot felul de lucruri și ele au petrecut timp foarte mult cu tatăl, nu au avut ocazia să-și dezvolte propria feminitate pentru că relaționarea s-a produs de așa natură încât și tatăl a încurajat doar activități băiețești, fata a vrut să fie pe placul tatălui și atunci și-a dezvoltat foarte mult masculinitatea și nu știe cum să-și acceseze propria feminitate. Deci lucrurile se petrec în lanț până ne putem trezi pe patul de moarte că toată viața mea am acționat foarte mult ca un bărbat. Când vorbeam despre stereotipuri și diferențele de gen, asta nu înseamnă că trebuie să încurajăm fetele să fie băieți, dar e important să-și găsească și latura asta feminină și latura aceea masculină și să vadă cu ce rezonează la extreme, să încurajăm deci de ce mai multe ori când noi ne dorim un băiat, din păcate avem tendința să tratăm copilul dacă este fată, să-l tratăm ca pe un băiat și atunci să nu poată să-și accepte cu foarte multă ușurință genul pe care îl are. Aș vrea să vă mai întreb de care au fost situațiile pe care le-ați întâlnit ca părinți. Ați văzut în jurul vostru, ați văzut alți copii. Care au fost lucrurile cele mai... care s-au cerut a fi explicate, poate, din punct de vedere al sexualității copilului? Uite, apropo de stereotipuri, chiar îmi vine în minte un exemplu foarte recent de faptul că una dintre colegele fetiței mele s-a tuns scurt. Și e super ok să te tuni scurt, doar că presiunea din jur a venit imediat. Apropo de necesitatea totuși de a ne educa și noi ca adulți, fie că suntem părinți, fie că pur și simplu interacționăm cu un copil străin, la magazin sau oriunde, a venit imediat presiunea socială pe ea. Ești un să ești băiat, mai ales dacă poartă mască, imediat există catalogarea asta, care la un moment dat poate să declanșeze niște semne de întrebare în mintea copilului. Un alt lucru care îmi vine în minte și asupra căruia vreau să întreb este legat de lipsa discuțiilor despre acest subiect. De la o anumită vârstă apar curiozitățile. Și unii părinți le simt, alții se trezesc și ei poate prea târziu. Și apropo de asta, îmi vine un banc, trebuie să spun un banc.
era culă și îl întreabă pe tatălui: tată, cine m-a adus pe mine pe lume? Și tatălui îi spune: cum cine? Barza. Cum, tată, sunt atâtea femei frumoase în jur și tu umbli cu barza? Și apropo de asta, era întrebarea: care sunt consecințele dacă eu ca părinte refuz să accept că sunt niște curiozități, poate firești, care apar la un moment dat? Întrebările acestea apar încă de când copiii sunt foarte mici, adică de la 3 ani, de când 2 ani și jumătate, de când ei vorbesc, e posibil să apară astfel de întrebări. Eu întotdeauna pun accentul pe faptul că tu ca părinte trebuie să fii pregătit să dai răspunsurile și să fii în acord cu ceea ce crezi tu, pentru că unii, într-adevăr, nu sunt pregătiți și atunci o să dea pe tema cu barza, alții o să spună despre Dumnezeu și că Dumnezeu te-a oferit cadou și atunci copilul o să se gândească: ok, și eu când o să cresc, când o să trebuiască să mă duc să-mi dea și mie Dumnezeu cadou și tot așa. E fix cum spuneați mai devreme, dacă nu avem informații și dacă copilul nu are informații, atunci el o să-și găsească tot felul de logici și de informații. Și își explică singur. Și își va explica singur. Și asta mi-aduce aminte de o poveste a unui copil de 6 ani, pentru că educația asta trebuie și modul în care le vorbim copiilor trebuie să fie adaptat la vârsta copilului. Nu o să intrăm acum în detaliile acestea, vă așteptăm la webinarele din luna noiembrie, dar la un copil de 6 ani se duce la tată și spune: măi, tată, uite, știu că mama o să aibă în curând o să am un frate, cum ați, ce s-a întâmplat, cum așa? Și zice: păi știi că o sămânță a ajuns la mamă și uite, așa a ieșit, așa o să iasă copilul. Și apoi zice: dar de ce nu mi-ai păstrat și mie niște semințe din asta să le văd și eu, să le testez? Adică dacă nu dai un șir mai logic și explicații logice și deja la 6 ani poți să vorbești despre anatomia copilului, atunci el o să-și imagineze că te duci, cumperi pachetelul cu semințe și gata, o să iasă copilul. Deci copilul va fi curios. Este prin natura ființei noastre, mai ales când suntem mici și dacă nu am fost traumatizați de către părinți, să punem întrebări. Dacă părintele nu stabilește o relație deschisă de comunicare, atunci nu va îndrăzni niciodată să vină să spună întrebări și atunci ce va face? Va căuta pe internet, depinde de vârsta la care este, își va întreba prietenii, dacă, să zicem, sunt colegi de clasa 1 și ăia n-au habar, atunci poate se vor duce la frații colegilor de clasa 1, se vor duce la cei de clasa 6 și vor afla tot felul de minunății de informații care mai apetit și mai credibile sau mai puțin credibile și atunci lucrurile pot să ia, adică să vor scăpa foarte mult de sub control. Simona, ai spus mai devreme un cuvânt și aș vrea să facem un pic de pauză și să le explicăm, pentru că în zona de psihologie se folosește foarte des cuvântul traumă și verbul a traumatiza, iar în limbajul normal noi avem imaginea că trauma este neapărat fizic. Nu doar fizică, dar un eveniment cu încărcătură dramatică foarte mare și aici cred că ar trebui să înțelegem că exact când vorbim din punct de vedere psihologic despre traumă, ne referim la o paletă mult mai largă și aș vrea să explici puțin acest ce înseamnă traumatizat de copii de către părinți, pentru că poate și eu am făcut ceva care, deși mi se pare inofensiv sau foarte mic, pe copilul meu îl impactează foarte mare și asta nu înseamnă că copilul a fost bătut sau a fost abuzat emoțional, emoțional și așa mai departe. Ce este această traumă despre care vorbesc psihologii? Bine, acum, pentru că vorbim în contextul acesta în care am zis, domnule, dacă n-a fost traumatizat de părinți are totuși încredere să meargă la el, în contextul acesta poate să fie fix momentul în care copilul se duce și cere informații și părintele zice, nu este vârsta la care tu trebuie să vorbești despre lucrurile astea, nu vom discuta
niciodată despre asta sau vom discuta când o să fii tu mare. Deci vorbim de lucruri mult mai ușoare. Dar dacă e să vorbim la modul general, o traumă este inclusiv în momentul în care tu percepi un anumit eveniment, tu m-ai refuzat pe mine, eu copil fiind, și atunci eu am în mintea mea, dacă tu m-ai refuzat, eu ți-am cerut poate o prăjitură, poate o zi înainte tu erai supărată și eu aveam impresia că tu ești supărată pe mine și că nu-ți place de mine, eu nu sunt ok ca și copil, după aceea vin la tine și îți cer o prăjitură, tu nu mi-o dai, atunci eu integrez că tu mă respingi și este o traumă în acest sens. Dar dacă e să ne raportăm fix la subiectul ăsta că nu există o comunicare deschisă, este faptul că nu l-ai încurajat pe copil să pună întrebări și tu să poți să ai disponibilitatea să-i oferi răspunsurile. Știu că nu o să avem timp până la finele acestei emisiuni să trecem prin toate subiectele, dar vreau să ne mutăm un pic la o altă vârstă. Mi-a povestit cineva despre copii ei că au descoperit diferențele de gen când fetița avea un an și băiatul avea aproape 3 ani, deci copii de vârstă foarte apropiată. Și fetița, uitându-se la, era cu îi spăla pe amândoi în cadă, uitându-se la duș, s-a uitat la băiețel și a zis: "O, o, o, o." Adică ei, copilul înțelege diferența de gen foarte devreme, înainte tu să poți să explici ce e o fată sau ce e la un, un băiat. Și întrebarea este cum îl ajutăm pe copil să se identifice corect pe el însuși, adică să nu neapărat să se identifice corect, ci să fie în elementul lui. Da. E ceva ce trebuie să facem, ce este recomandat în perioada aceea de până în 3 ani a copilului? Aici, bineînțeles că ne raportăm la diferite contexte, pentru că dacă copilul mai are un frate, adică sexul este opus, atunci poți să vorbești întotdeauna când îmbăiesc copilul, în general, deci când ei sunt foarte mici, da? Și apropo și de corp, ca să ne întoarcem și la exemplu de mai devreme cu părul scurt sau, sau lung, când ei sunt foarte mici, noi când ne vorbim despre părțile, uite, acum spălăm urechiușa, acum spălăm gâtul, da, acum spălăm și celelalte părți ale corpului, le includem pe absolut toate și le denumim corect, da? Le denumim vulva, este vulvă, penisul este penis, nu cocoșel și alte metafore care... Deci denumim așa cum denumim cotul, mâna, așa denumim toate părțile corpului și în felul ăsta ei știu că le aparține, da, o anumită parte și putem să le spunem, uite, și fratele tău are părțile astea ale corpului, dar tot cu totul, da, nu punem accent, este penis, este vulvă și astăzi facem o întreagă teorie despre asta, nu, ca orice altă parte a corpului. Și asta mi se pare important când sunt în primii lor ani de viață, să-și cunoască părțile corpului lor, nu neapărat la un an, pe la 3 ani, cam așa vorbești despre diferență și poți să le arăți niște poze care sunt speciale pentru, pentru copii, că nu mergem acum pe plajă și hai să-ți arăt cum, cum este băiatul, dar putem să le povestim, nu știu, între un an și fetele au o anumită construcție, băieții au o altă construcție. Și ce mi se pare mie foarte important și dincolo de partea asta de anatomie, care este simplu până la urmă de povestit, adică dacă o luăm corpul cu totul, pentru că unii s-ar putea, anumiți părinți, să se simtă jenați să vorbească despre fix organele genitale, dacă vorbim despre întreaga structură anatomică, cam toți părinții s-ar simți ok cu asta, însă unde mi se pare mie cea mai mare problemă a noastră, a societății, nu mai în România, dar general, global, este faptul că e nevoie să-l ajutăm pe copil să-și iubească propriul corp. Pentru că mass media, filmele pun accent pe o anumită formă a corpului și azi, dacă aveți copii un pic mai mari, vedeți că nu le place cum arată fața, cum este părul, simt nevoia de modificări și cred că încă de mici e nevoie să punem bazele acestei imagini de sine a propriului corp să fie una sănătoasă și să punem accent pe sănătatea corpului, adică să ne ducem în zona, dincolo de anatomie, vezi că tu ai două
mâini, un penis, o vulvă sau mai știu ce altceva, să vorbim despre, uite ce lucruri minunate face corpul pentru mine. Corpul meu îmi oferă și plăcere, da? Pentru că atunci când mănânc ceva care îmi place foarte tare, uite ce plăcere obțin, sau când sunt atins într-un mod, sau mi se face masaj, vorbim și despre plăcerea pe care o simt la nivel de corp. Deci corpul meu este o sursă de bucurie într-un final. Și cred că asta este cadoul cel mai frumos pe care îl putem transmite încă de când ei sunt mici. Uite ochii tăi ce fac pentru tine, uite urechile tale ce fac pentru tine. Da? Deci dincolo de anatomia, care să zicem că e un pic seacă așa, este ce lucruri minunate face această mașinărie perfectă. Sper că am răspuns la întrebare. E și în cazul fetițelor sau băieților care se spuneau te-ai tuns nu știu cum sau porți hainele respective, încercăm încetul cu încetul să le deplasăm cumva atenția către ce lucruri faine face corpul, cât de importantă este relaționarea și comunicarea cu celălalt, ce este important, coafura sau modul în care eu te tratez pe tine, contează tăierea părului sau contează cum mă raportez la tine, schimbă cu ceva faptul că eu am portat astăzi o fustă, schimbă cu ceva modul în care relaționez cu tine. Deci subiectul ăsta al psihosexologiei este unul foarte, foarte complex și atinge niște subiecte care sunt atât de profunde și de importante încă de când avem copilul acasă, încât e important să le să lucrăm la ele. Și ca să închid această paranteză, pe lipsa informației, să spun ce mai devreme, Dana, pe lipsa de informație cu privire la sexualitate, cu privire la din potrivă exacerbarea unor modele din punct de vedere corporal, lucrurile pot să denatureze destul de mult. Pe lipsa de informație, abuzurile sexuale pot să apară și mi s-a întâmplat și mie, copil fiind, pentru că eram pe vremea comunismului în care oricum nu aveai nici acces, nu existau nici știri din alea cu diferite cazuri tragice și unde nu poți să pui în gardă copilul, pentru că nu, uite, de exemplu, când e foarte mic, aduceți-vă aminte în familie. A venit bunica, du-te să-i dai un pupic, lasă-l pe bunicul să te pupe. Și știți foarte bine că copiii au reticența asta și noi îi forțăm, du-te să te pupe. E ca și când corpul ăsta parcă nu are granițe, parcă oricine poate să vină peste tine, să te ia în brațe și să te pupe. Când nu, de mic, noi trebuie să le învățăm, este ok să te pupe bunica, ți este ok, pentru că altfel noi ce transmitem informația, oricine poate să vină să te pupe. Da, bine, știu, exagerez că bunica e totuși bunica, dar de mic le învățăm că asta este corpul tău, da? Nu ce toată lumea ce să le mai abordez în workshop-uri? Am văzut că sunt pe categorii de vârstă. Da, la fiecare categorie de vârstă, pe de-o parte, dacă copilul este mic, noi trebuie să știm ce atitudine să avem față de copil, în primul și în primul rând, da? Că nu îi dăm neapărat informații copilului, ci ce atitudine avem vis-a-vis de corpului, vis-a-vis de partea asta de relaționare, ce facem în momentul în care ne pune întrebări jenante, sau copilul când este foarte mic, e posibil la grădiniță sau din zona asta a sexualității și cum reacționăm. Și apoi până la vârsta de 15-18 ani, când deja nu prea se mai pune problema să-i oferim informații copilului, mai degrabă ne învață el. Să gestionezi informațiile pe care le știe. Da, dar totuși poate sunt anumite informații pe care vrem să le transmitem și care sunt importante și care nu sunt cunoscute și pe care eu în webinarii le prezint și care au legătură cu deja are legătură cu sexualitatea aceea sănătoasă a actului sexual, care ajută atât fata cât și băiatul. Le răspuns părinților și despre situații specifice, gen am auzit cazuri de fetițe care se masturbează la vârste de până în 5 ani, de exemplu, sau băieței care brusc au fost ok, dar la un moment dat, în jurul vârstei de 5-6 ani, încep să își arate organele genitale. Asta, o zonă, da, de exhibiționism, abordez și subiectele acestea? Da, acestea fac parte din viața de zi cu zi, mulți părinți se intersectează cu ele și sunt situații pe care le discutăm și punctăm de ce este bine să le abordeze așa cu liniște. Fac curaj să te întrebe? Că totuși
workshop de grup, adică... Da, sunt workshop, sunt webinarii de grup, sunt online. Eu am pregătit din o serie de întrebări, adică ca și când părintele l-ar fi adresat, deja. Pentru că le știu deja din întâlnirile 1-1, din psihoterapie, din cum stau de cu voi de vorbă și știu deja multe situații, deci punctez diferite situații. De exemplu, ce faci când un copil zice, aoleu, ce scârbos că doi adulți se sărută, pentru că nu e ok să spui, da, este scârbos, dar până la urmă, pentru mulți dintre oameni, reprezintă o plăcere. Și sunt situații și întrebări pe care eu pe care le afișez și la care răspund și, bineînțeles, dacă părinții au întrebări, gen, e ok să facem buy-in împreună cu copilul în același timp? Adică sunt întrebări care apar din situațiile din viața de zi cu zi. Cu siguranță tema asta este una foarte generoasă și despre care putem să discutăm destul de mult. Eu mă bucur că ați fost astăzi aici, a trecut deja timpul alocat. Mulțumesc și noi, Simona. Acestui subiect și mă bucur că ați fost în rolul așa al părinților și cumva al jurnaliștilor care să și putem să dezbatem din mai multe unghiuri și vă mai aștept și cu altă ocazie să... Cu drag, pentru că au rămas întrebări neadresate. Da, foarte bine că... În agenda mea specială. Cred că putem să ne înscriem la webinar. Da, păi vă aștept în... Mai avem locuri? În noiembrie vă aștept la... Ce trebuie să facem ca să ne înscriem la webinar? Păi să scriem, ne putem înscrie ori pe Facebook, la revista Psihologii apare ca și eveniment. Sunt evenimentele dedicate părinților care au copii între 0 și 5 ani, între 6 și 9 ani și te înscrii la categoria respectivă și mai intri pe site-ul revistei Psihologii unde vor fi găsite aceste webinare și ne poți scrie și direct la acea adresă de e-mail. salut@psihologii.ro. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi aici. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit și vă așteptăm să răsfăiți și revista Psihologii unde o să găsiți multe subiecte interesante. Pe curând!